Inspectorii Inspectoratului de Poliție Suruca s-au aflat în această dimineață pe străzile din Suruca într-o misiune specială. Aceștia au oferit lalele și au transmis mesaje de felicitare cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii, fiecarei femei întâlnite în traficul rutier. Astfel, zeci de șoferițe au fost trase pe dreapta, iar în loc de amenzi, acestea au fost surprinse cu flori. Dorindu-vă drum bun, să aveți drum verde, fără obstacole, să fiți atenți că acasă vă așteaptă cei dragi, și din partea inspectorului ce o fără. Sorocencele au spus că gestul polițiștilor a fost neașteptat și plăcut. Și îi mulțumim frumos și îi dorim și de o sănătate și să ai pe grijă de șofer. De drum. Ați mai primit flori astăzi? Nu, este prima. Очень приятно от полиции, от мужчин, в первую очередь, внимание, конечно, цветы, пожелания. И хочу поздравить вас, хочу поздравить всех женщин и пожелать самого всего хорошего, здоровья, мира, счастья. Я вас зовут Фарти Плакот, Фарти Фурмаз, вам мультимей Фарти Мак Пентру Брижи, Шати Туди. Фарти Плакот, если вы обрезка инспекторат, когда не зафари, Фарти Плакот, нормально, дерево даже не видите. Инициал, когда вы оприте, вас гадит. Ceva am încărcat, poate, nu știu, dar e plăcut, foarte plăcut. Sunteți o șoferiță exemplară sau se mai întâmplă așa, să mai... Când și cum, dar mai mult exemplară. Au fost felicitate cu flori și femeile pietoni. Polițiștii susțin că a devenit o tradiție să felicite femeile cu această zi, atât pietonii cât și șoferițele. Inspectoratul de Poliție Soroca, tradițional, în ziua de 8 martie, ziua internațională femeii, în traseu, felicit doamnele conducători auto cu această sărbătoare, dorindu-le drum verde, drum fără obstacole, sănătate, la mulți ani să fie de bine și nu în ultimul rând că le reamintim ca să fie atente la volan, deoarece acasă sunt așteptate cei dragi. Oamenii legii au mai menționat că de obicei șoferițele sunt mai atente și se conformează respectând regulamentul circulației rutiere, o confirmă și statistica accidentelor rutiere. Spunem așa, n-am atras atenția numai la încălcări, dar ne-am tăruit că de cât să motivăm doamnele de la volan și doamnele pietoni cu o floare ca să fie primăvara mai frumoasă. Aproximativ 30% din conducătorii auto sunt doamnele, sunt genul frumos, dar necătând la faptul că sunt doamne și sunt mai atente, totuși persistă și accidente rutiere, persistă și încălcări din partea dumneavoastră, dar nu sunt atât de grave. Ziua Internațională a Femeii este sărbătorită anual la data de 8 martie.